Un sistem de sănătate bine pus la punct, cu profesioniști bine plătiți, echipamente medicale de ultimă generație și spitale renovate și modernizate. Acesta este unul dintre principalele deziderate ale unei comunități bine sudate. Începe turul de forță. Suntem Alina Tănăsescu și Cristi Georgescu și vă propunem un tur al problemelor din sistemul medical și nu numai, chiar și cel administrativ. Este bine cunoscut faptul că oamenii pot avea un trai decent și pot progresa doar atunci când sunt sănătoși și nu se sperie că trebuie să meargă la doctor pentru că în spitale nu sunt dotări și nu este personal medical suficient sau pentru că personalul rămas în țară este demotivat și supraaglomerat. Este nevoie de politici de prevenție clare și a căror eficiență să se simtă. Aici apare și nevoia unor investiții, iar banii pot fi atrași mult mai ușor după o reorganizare sănătoasă, un cuvânt oportun când vorbim despre un astfel de domeniu. Iar dacă ne raportăm și la management în sistemul sanitar, și aici este nevoie clar de lideri bine pregătiți care să știe cum să conducă o unitate sanitară și să facă schimbări în funcție de fiecare perioadă în parte. Am trecut peste o pandemie care ne-a învățat că lucrurile se pot schimba de la o clipă la cealaltă. Practic, pentru șefii spitalelor din țara noastră, perioada COVID-19 a însemnat un nou doctorat dat într-un domeniu despre care se știau lucruri în teorie la nivel general. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești a reprezentat unitatea medicală care în perioada pandemiei a tratat cazuri grave ale unor oameni care, după o lungă suferință, au revenit acasă lângă cei dragi. Iar zbaterea unor oameni bine pregătiți în domeniu, doctor cu experiență, și-a spus cuvântul în fiecare dintre cazuri. Însă, independent de orice management sănătos, există o problemă la nivel național în țara noastră, aceea lipsei medicilor în spitale pe diferite secții. Și dacă ne întoarcem cu atenția către Spitalul Județean din Ploiești, putem spune că și aici s-au făcut eforturi pentru a atrage personal medical în ciuda legislației deficitare din țara noastră. Facem un raport al tuturor acestor aspecte în această seară alături de invitatul nostru, dr. Bogdan Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență dr. Constantin Andreoiu Ploiești. Bună seara, bine ați revenit, domnule Bogdan. Ce faceți? Bună seara, dumneavoastră și telespectatorii noastre. Ce să spunem? Tot ce a spus dumneavoastră e foarte corect și cât se poate de exact. Pot doar să completez că și în prezent facem eforturi, avem nenumărate posturi deblocate într-un târziu, scoase la concurs, am reușit să câștigăm un cardiolog, un oftalmolog, practic încercăm ca până la sfârșitul anului să completăm toate secțiile. La capitolul linilor de gardă însă este nevoie de o modificare a legislației, astfel încât cei care doresc să facă gărzi, să poată să facă gărzi și să fie plătite la salariu în plată din 2024 și nu a salariul în plată din 2018, pentru că e vorba de câteva sute de lei, iar medicii preferă, în loc să facă gardă, fac doar gardă obligatorie, preferă să facă gărzi la spitale private sau să lucreze în domeniul privat. Și asta înseamnă un cost suplimentar pentru pacienți și lipsa unei asistențe medicale cum trebuie în spital, pentru că noi ne compensăm cu specialitățile erudite. Să nu creadă cineva că bolnavii stau nesupravegheați. Dar e altceva când e un internist care are o paletă largă de cunoștințe și când este un specialist, să spunem, cardiolog sau neurolog, ca să verifice starea bolnavilor peste noapte. Alina, știu că înainte de a discuta așa pe larg aceste probleme legate, voi să-i adresez o întrebare domnului doctor. Da, să facem înainte de a ne raporta efectiv la situațiile cu care s-a confruntat unitatea medicală Etalon din Prahova, aș vrea să facem o retrospectivă a posturilor pe care le-ați ocupat de-a lungul vremii. Și nu doar în domeniul medical, ci și în țară, ori în județ. Da, aș putea să spun că poate perioada care mi-e cea mai dragă, și fiindcă eram mai tânăr, este cea în care am fost medicul șef al Ministerului de Interne în județul Prahova. Am fost medic militar. Asta mi-a permis, pe de-o parte, să dobândesc o rigoare și o seriozitate specifică militarilor. Am avut grad de ofițer, am trecut în rezervă colonel. Asta ca să nu mai fie discuții, că azi toți suntem conspirați, acoperiți, descoperiți. Nu. Eu am umblat și în uniform, am umblat și civil. Miile de pacienți care am tratat, știu exact și unde aveam sediu și care erau atribuțiile mele de serviciu. În al doilea rând, a fost o chestie interesantă pentru că, ce să spun, eram tânăr, îmi plăcea adrenalina. Au fost misiuni, inclusiv la Costești, am recuperat practic pe toți colegii din Inspectoratul de Poliție Prahova și din Jandarmerie, care au fost răniți în bătăliile cu minerii din anul 99. Am intervenit în acțiuni de luptă ale Ministerului de Interne, de exemplu, atunci când
au trebuit deblocate drumurile ocupate de greviști și așa mai departe. Deci asta au fost niște lucruri interesante. Am participat și misiuni de însoțire, de exemplu, atunci când a fost summitul NATO, am fost un echipaj medical de însoțire. Asta mi-a prins bine când am fost secretarul general al Ministerului Sănătății și am rezolvat o mulțime de probleme. Summituri, asistența medicală când venea un demnitar străin, nu singur, împreună cu un coleg care atunci în minister și s-a ocupat de urgențe, azi secretarul de stare Ed Arafat, care e și coleg de facultate, un bun prieten și un om care a ajutat foarte mult Spitalul Județean Constantin Andreoiu prin dotări. Sunt o mulțime de echipamente care le-a furnizat în pandemie, așa am putut gestiona 300-400 de bolnavi care se internau pe zi. În altă ordine de idee au fost perioade în care, fiind înrudită cu sănătatea publică, am profesat ca și om de protecție a consumatorilor. Nu știu cum să o zic, că n-am fost inspector, n-am fost comisar. Apropo, eu le-am dat titulatura de comisari și de înainte erau consilieri, cei care lucrează la comisariatele de protecție a consumatorilor, într-un fel pentru a militariza cumva această importantă instituție. Și pentru cetățeni trebuie să știe că dacă nu mai găsesc clauze abuzive cu litere mici în contracte, în contracte cu băncile, în contracte cu cooperativele de credit sau în contracte de adeziune, telefonie, cablu și mai departe, lucrurile astea s-au întâmplat în mandatul meu, plus nenumărate controle care au scos la iveală nereguli și, bineînțeles, soluționarea lor. O scurtă perioadă pe care ploieștinii trebuie să o știe, am lucrat la Ministerul Mediului, cam un an de zile, am avut preocupări de poluare, și am stabilit niște norme și o serie de lucruri în ceea ce privește rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Am explicat nenumărate ce înseamnă PM10, PM1 și care e impactul asupra sănătății publice și s-a întâmplat să și semnez pe autobuzele nepoluante din Ploiești, împreună cu primarul de la acea vreme, Adrian Dobre. Deci ca să știe toată lumea, acele autobuze care nu poluează sunt partea unui proiect al Ministerului Mediului. Am fost directorul DSP când a început pandemia, un post pe care nu dorea nimeni. Eu zic că am făcut o treabă bună pentru cei care, la vremea respectivă, trebuiau să ajungă în carantină. Le-am asigurat condiții umane și decente pe cele 14 zile de carantină. După care am ajuns iarăși în minister, tot pentru o scurtă perioadă, iar legislația, ca să putem să ieșim din casă și să putem merge să votăm, să putem merge să ne cumpărăm și să mai socializăm, am adaptat-o după ce legislația mult mai restrictivă făcută de antecesorii mei picase la Curtea Constituțională. Astea sunt amprentele mele în sistem. De aproape 4 ani de zile, în anul viitor, când începe primăvara, fac 4 ani de zile și îmi închei mandatul la Spitalul Județean de Urgență. Dar ați lăsat o amprentă foarte importantă și aș fi în lăsat, Spitalul credeți-mă, Județean. Și eu și colegii mei, pentru că suntem o echipă, nu vreau să vorbesc numai despre mine, aș fi lăsat o amprentă și mai mare dacă am fi putut găsi posibilități de a începe renovări, consolidări și dotări în pandemie. Din nefericire, absolut toți banii se duceau, și bani mulți, să știți, și de la Consiliul Județean foarte mulți, și de la Ministerul Sănătății, s-au dus pe tratament, pe ventilatoare, pe asigurarea unor condiții, pentru că se deteriorau foarte repede condițiile din spital. Vă dați seama, era o foarte mare aglomerație de oameni. Bine, unii și își scriau numele și alte trăznăi pe pereți, că așa se întâmplă, ca pe bănci, și au trebuit să permanent să igienizăm. Igienizarea avea două. O dată să oamenii să fie într-un cadru civilizat, chiar dacă era extrem de aglomerat, și în al doilea rând să eliminăm cât putem bacteriile. Bineînțeles că nicio firmă nu și-a asumat reparațiile atunci. Spre finalul pandemiei au mai apărut când erau și persoane vaccinate și nu era frică. La început, când nu era vaccin, nimeni n-a intrat. Și vă dați seama că a trebuit să lucrăm cu personalul propriu și să punem mâna pe bidinea, să punem mâna pe lopeți, cum se spune. Ca în România, sigurăm, exact. Noi ne descurcăm. Mai vorbesc și de UPU vechi, care știți foarte bine ce probleme avea, se deteriora, practic se măcina și le cădea în cap. Și cu toate astea, eu zic că indicii care rezultă în activitatea noastră sunt foarte bune. Adică suntem undeva unde e Marius Nasta, ca și proporție de vindecare și supraviețuire. Domnule doctor, am amintit chiar și noi la început de emisiune despre perioada COVID-19, o perioadă în care, practic, Spitalul Județean de Urgență prelua anumite cazuri pe care le puteau susține și spitalele suport COVID, dar care la acel moment cumva se deziceau de ele sau spuneau, domne, nu avem habar, n-am ce... Ce să vă spun, anumite personaje, că nu vreau să exagerez, să spun altfel, anumite personaje ale urbei noastre comentează
în anumite emisiuni și conferințe de presă fără să aibă competență. Deci eu pot să vă spun un lucru foarte simplu. Pandemia a fost o încercare îngrozitoare și pentru populație, în primul rând, dar și pentru noi. Nu eram nici noi pregătiți, nici eu ca manager al spitalului, nici colegii mei care tratau efectiv bolnavi, n-aveam nicio siguranță că acele costume care veneau, de unde veneau, de unde le găseam. Apropo, nici măști extrem de scumpe le-am cumpărat, nici costume la suprapreț și în niciun caz echipamente medicale care să strice în prima zi. Lucrurile astea au fost verificate de Curtea de Conturi, de alte instituții ale statului, suntem curați și cu minți, ne-am făcut treaba. N-am avut lipsă însă de medicamente, poate numai în perioada în care Ministerul Sănătății n-a reușit să facă, era o doamnă ministru, care a fost un pic, care e și într-un dosar acum, de-aia îl vă comentez, au cumpărat vaccinuri în prostie, dar au uitat să cumpere remdesivir și molnupiravir. Au uitat, n-au știut sau nu erau bani decât pentru vaccinuri care acum putrezesc în depozite. Medicamente extrem de necesare la acea vreme. Cu aceste medicamente salvam vieți. Cu vaccin prevenim. Dar eu când am fost în minister am gândit pentru prima tranșă de vaccinuri și am și semnat altfel cantitatea de 10 milioane de vaccinuri. Eram director general de asistență medicală și necesarul se făcea prin această direcție care o conduceam. Și împreună cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică am gândit că la populația care o avem, copiii nu se vaccinau, atunci nu există vaccin pentru copii, adulții, grupe de risc și persoane doritoare și special și nespecial, nu depășeam 10 milioane. Asta e hârtia semnată de mine și de un secretar de stat. Și cu toate astea văd că s-au tot mărit niște cantități, niște doze, o să lămurească organele de abilitate probabil situația, dar eu aș fi preferat ca acești bani să se fi regăsit în produse medicamentoase de primă necesitate, nu numai pentru bolnavii de COVID, dar pentru extrem de mulți bolnavi, și eu vorbesc și mă uit la domniile lor, pentru că probabil unii se uită la dumneavoastră și știu, care aveau alte boli și prindeau de undeva și acest virus. De la piață, din familie, oameni care aveau boli cardiovasculare și trebuiau internați, oameni care trebuiau operați, făceau apendicită, o hernie sau, Doamne ferește, o ocluzie intestinală și erai pozitiv la COVID fără să ai niște simptome alarmante. Și atunci oamenii ăștia trebuiau izolați. Așa că am recurs, tot cu forțe proprii și cu oamenii noștri, la compartimentarea întregului spital. Aici erau bolnavi chirurgicali COVID, aici erau bolnavi non-COVID. Așa am muncit 2021 și 2022 ambii ani. Și atunci, practic, tot ce s-a întâmplat bine la Spitalul Județean a început pe final de 2022 sub formă de documente și ca lucrări în 2023. Pentru că sunt niște timpi care n-ai cum să-i scurtezi în achiziții. Exact, și o treabă bună. Am fi început din 2020, din noiembrie, dacă ne-ar fi lăsat pandemia și probabil astăzi n-am fi fost în diverse faze de finalizare proiectele mari pe care, dacă îmi permiteți, o să le expun și am fi fost cu tot spitalul gata, terminat și totul în regulă. Știți ce vreau să vă mai întreb înainte de a vorbi, Alina, despre investiții, că este foarte importantă? Apropo de titulaturile pe care de-a lungul timpului Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu le-a primit și multele probleme, căci în orice pădure sunt și uscături sau n-ai cum să le ții pe toate în frâu. În perioada COVID-19, Spitalul Județean de Urgență, având în vedere și acel tir de terapie intensivă pe care l-am avut și tot de la doctor Arafat, tot de acolo, corect, în situația aceea, domnule doctor, era singurul loc în care mai aveam vreo șansă, că în orice altă unitate ajungeam care nu-și permitea, nu avea terapie intensivă și așa mai departe, practic știm de pacienți duși până nu știu ce spitale. Deci eu vreau să dau cezarului ce al cezarului. În primul rând, prețuiesc foarte mult eforturile pe care au făcut colegii mei, nu vorbesc doar de infecționiști, care au fost prima linie, sau de urgentiști, care primeau toate cazurile. Vorbesc și de colegii de pe alte secții, care la un anumit moment au fost nevoiți să tratezeze COVID, chit că erau chirurgi, neurologi și alte specialități. Noi am avut un compartiment, un etaj întreg, am comasat internele cu pneumologia și practic aveam și 120-140 de bolnavi. Aveam în unitatea de urgență la majore 3-4 urgentiști, câți mai rămăseseră, restul erau bolnavi, sau plecaseră, și care gestionau vreo 20 de bolnavi intubați. Au scăpat mulți dintre ei. Asta lumea uită. N-a mai fost nicio pandemie, asta a fost o prostie, a venit războiul din Ucraina, asta nu. Virusul încet, încet și-a căpătat tot felul de, cum să spun, nu vreau să vorbesc în limbaj tehnic. Mai corect ar fi să spun că virusul și-a atenuat virulența, pentru că noi am început să facem anticorpi. De asta se întâmplă la pasaje succesive prin organismul uman
Și atunci vaccinul adăugat cu imunizarea naturală prin, prin infecție duce la o virulență scăzută, iar virusul în ziua de azi dă guturai. Dar am avut până de curând cazuri COVID la oameni cu probleme medicale serioase. Mă refer la pacienți dializați sau pacienți cu boli cardiovasculare severe sau pacienți cu boli pulmonare severe sau diabetici, care, având această boală, ar trebui să ferească probabil mai bine. Nu s-a întâmplat pentru că nimeni nu mai ține măsurile, nici nu mai sunt obligatorii și oricum nimeni nu mai crede în ele. Ei, și oamenii ăștia au suferit. Normal că acum virusul fiind mai puțin agresiv, am reușit să salvăm un procent mult mai mare decât cu Delta sau varianta indiană, varianta chinezească și așa mai departe. Dar le-au dat probleme serioase de sănătate. Și acum avem în terapie o pacientă care s-a vindecat de COVID, dar a rămas cu o mulțime de sechele și în terapie intensivă. Deci, în continuare, dacă știm că un prieten are COVID, hai să nu bravăm. Asta vreau să spun. Dar, revenind la ce zic asta. În primul rând, colegii mei și-au făcut treaba cât au putut mai bine și cât au rezistat fizic și psihic. În al doilea rând, a fost alături de noi atât Consiliul Județean în principal, prin investiții de valori foarte mari, și prin suplimentări de buget atunci când rămâneam fără consumabilet, când rămâneam fără materiale sanitare, chiar dacă ne-a dat acasă, erau totuși cantități enorme. Și acum vorbesc de celelalte spitale și vreau să închei foarte scurt, fără a supăra pe nimeni, dar nu s-au făcut eforturi, cum am făcut noi împreună cu Consiliul Județean și cu Ministerul Sănătății, până a venit doamna respectivă și Voiculescu, deci cât a fost ministru Tătaru sau prin Raed Arafat, prin DSU, care ne-au ajutat permanent și constant și în cantități foarte mari au trimis medicamente și materiale. Ei, la alte spitale, probabil spaima, frica a fost mai mare, astfel încât când se decompensa cât de cât un bolnav, era pus în salvare și ajungea neanunțat de nimic la noi. S-a întâmplat lucrul ăsta. Alte spitale, special de la Câmpina, că am fost noi acolo când s-au întâmplat. Și alte spitale. Dar s-a întâmplat altceva. Câmpina, CFR-ul și multe spitale orășenești erau spitale COVID. Tratau doar COVID. Și atunci bolnavii care sufereau de altceva, care pățeau un necaz la inimă, pățeau un necaz la coloană, pățeau un necaz la un picior, tot la noi veneau. Deci am ținut și urgența și COVID-ul. Asta face că s-au întâmplat și necazuri și lucrul care m-a măcinat și mă macină în continuare este că în anul 2021, în toamnă, a izbucnit un incendiu la secția de boli infecțioase, incendiu în care doi pacienți și-au pierdut viața. Chiar dacă acum lucrurile sunt clare, expertiza INSMX s-a finalizat și a fost vorba de un nenorocit. Ce spune? Spune în mod foarte clar că a fost vorba de un scurt circuit. Da? Deci alte povești că n-am făcut și n-am dres eu și colegii mei nu sunt adevărate. Da, se vehiculau tot felul. Scurt circuit. Inclusiv s-a vorbit de o mână criminală, de tot felul de prostii. Nu, expertiza singura care e luată în considerare de instituția parchetului e cea de la INSMX, pe care noi am cerut-o ca spital. Și împreună cu documentele și informațiile coroborate de procuror, lucrul ăsta este cert în ziua de azi. Deci incendiul a fost datorat unui scurt circuit al unei prize care era nici veche, nici neverificată, ci pur și simplu pentru că este un obiect care se poate defecta. Categoric. Nu știu la alte spitale care a fost cauza, am înțeles că la un spital a fost vorba de o candelă, la alt spital a fost vorba de o țigare, nu, la noi n-a fost vorba de așa ceva. Și ca dovadă și instituțiile abilitate au tras această concluzie după 2 ani de cercetări. E totuși un lucru care m-a marcat și pe mine și pe colegii mei și care ne-a făcut să fim cât se poate de precauți. Așa se face că la noi funcționează și unitate de pompieri privată, deci la toate sediile unde există risc de incendiu există un pompier. La toate sediile există căi de evacuare și un plan de evacuare și s-au făcut instructaje cu ISU. Ultimul control ISU a dat 2 avertizmente, n-a mai făcut o sancțiune, nicio amendă. Înainte era o amendă pe lună, până să vin eu. Păi au scăzut, am reușit și noi să ne punem la punct, toate secțiile au aviz de siguranță la incendiu. Urmează s-au schimbat și sistemele de oxigen în... Nu mai zic lucrurile astea, partea tehnologică e cât se poate de bine verificată, dar suntem în etapa a doua. Etapa întâi este să agreezi niște circuite, niște măsuri de prevenire, niște măsuri complementare împotriva incendiilor și cea mai importantă este să ai dotarea tehnică, atât extintoare cât și bazine de apă și căi de acces pentru autospeciale. Asta s-a întâmplat. La maternitate trimite autospeciala, știți că era o poartă de anii 70, probabil autospeciale au mai mici. Am rezolvat și lucrul ăsta. E un alt acces, se poate să intre și nu era nici acces în curte.
Deci asta sunt chestii simple, adică lumea parca mașina pentru că trebuie să vină pompierii. Și dacă vedem că și în orașul Ploiești, municipiul Ploiești, există cartiere, mai vechi sau mai noi, unde o auto specială nu intră, îmi pun întrebarea cine a dat avizul, cine a dat autorizația. Da? Că sunt unele fără niciun fel de avizis. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că pe aceste avize noi trebuie să mergem exact pe ce am specificat și să terminăm investițiile și o estimez într-un an jumate, doi, absolut toate sediile Spitalului Județean Constantinopol vor avea autorizație definitivă de siguranță la incendiu. Sunt mici lucruri de făcut și lucruri mari. Lucrurile mari o să le povestim când discutăm asta de investiții. Asta vreau să, că tot spuneați de lucruri mari, să ne întoarcem un pic la situația medicală din județ, să revenim un pic la dotări, la investițiile care că sunt vizibile din șosea, să zic. Da. Cel puțin nu am văzut că aveți și noi am asistat la sălile noi de operații, adică lucruri, da, importante din punctul meu de vedere și cred că deschiși, și pentru, da, la, oameni. La informarea publicului. Știți foarte bine că și în pandemie față de alte spitale la noi, în condiții de siguranță epidemiologică, evident, puteți filma și am fost cât se poate de cooperanți. Și noi cât se poate de prezenți, aproape, da, zilnic făceam, da, materiale este acolo. Foarte important ca lumea să știe și eu cred că în Ploiești n-a fost nici scandal și n-au fost nici tot felul de revolte și de hater, pentru că lumea a văzut de la dumneavoastră o televiziune locală credibilă cum stau lucrurile. Chiar dacă aruncau unii, să spunem, fitile pe piață. Bine, asta a fost și meritul dumneavoastră, domnul doctor, pentru noi, că ne-ați lăsat ușile deschise să unor vedem ce se întâmplă. Persoane acolo sau personaje, cum îmi place să le zic, mai mult sau mai puțin calificate sau mai mult sau mai puțin treze, ca să spun așa, adică mă gândesc adormite, nu vă gândiți la altceva, sunt un pic trezite din somn, tot comentează. Nu, înainte de a comenta, vorba de asta, se vede din stradă, s-a văzut dinăuntru, dar mai mult decât atât, sunt lucruri pe care bolnavii le știu și le scriu. Noi avem un sistem foarte simplu. Este un chestionar care vine pe SMS la externare. Vine de pe un număr de la scurte cu 4 cifre. Completarea chestionarului respectă regulile GDPR și anonimizarea celui care trimite mesajul. Aceste SMS-uri se dau pe numere de telefon pe care pacienții le scriu în anexa de la foaia de observație când li se face internar. Și sunt și întrebați dacă doresc. Unii nu doresc. E, 11% după ultimele cifre din pacienți externați din Spitalul Județean de Urgență au trimis SMS-uri. Rata de răspunsuri cu condiții bune, foarte bune, de cazare și de masă, depășește 80%. Asta înseamnă că mai avem de lucrat, dar nu foarte mult. Era undeva la 50% acum 3 ani. Eu le compar. Sunt date pe care le stochează Ministerul Sănătății pe un server, la care prin orice cerere în partea dumneavoastră a presei pot fi verificate sub rezerva anonimizării. Dar cineva garantează că alea sunt SMS-uri reale. Că n-ai cum să răspunzi la un SMS decât pe numărul tău. Pentru că și aici e o teorie, că ne aranjăm noi. Nu se poate. Suntem verificați de ANMCS, suntem verificați de MS, nu face nimeni prost. Și se văd și comentariile de pe rețelele, exact, de socializare, domnule, deci, doctor. După foarte mulți ani în care Spitalul Județean și apărea o nenorocire, acum doctor bun în Spitalul Județean, o nouă operație a Spitalului Județean, la dumneavoastră și la alte organe de presă, să văd și lucrurile bune și eu am rugat colegii dumneavoastră, pe toți, să promovați și medicii. Chiar dacă nu toți au darul vorbirii și știu să vorbească în fața unei camere de luat vederi, e bine să spună ei cu gura lor ce s-a întâmplat. Și chirurgii sunt foarte fericiți și au dorit săl de operații. Despre asta nu se văd. Cum era înainte situația? Dar pe scurt și în a doua parte. Eu am poze emisiunii și într-o emisiune următoare pot să vă arăt before. Mă refer cel puțin ca... nevoită să vă opresc, deci, un pic, să da, luăm o scurtă pauză de publicitate și să nu vă uitați ideea. Am revenit la turul de forță. În continuare, alături de noi în platou se află doctorul Bogdan Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Andreoiu. Domnule Nica, discutam înainte de pauza de publicitate despre sălile de operații și aș vrea să le reamintim telespectatorilor. Alina, eu consider că e foarte important despre cât de dificil era înainte să se stabilească anumite operații, pentru că apropo de această deschidere față de public, veneam și stăteam de vorbă cu privire la situația grea în care reușeau medicii chirurgi să se programeze, trebuia să îi prioritizați cumva pe pacienți și așa mai departe și să ce avem în prezent la unitatea medicală, pentru că din nou situații de genul acesta, fără a face lobby pentru nimeni, se întâmplau și înainte. De soluții adoptate ca cele din prezent se puteau face și înainte.
Probabil că da, probabil că ceea ce am făcut noi puteau să facă și alte conducere ale CJ-ului sau alți manageri ai spitalului, nu știu. Nu eram familiarizat cu discuțiile dacă au avut loc, dacă nu au avut loc. Și cert este un lucru. Eu vreau să clarific pentru prahoveni, pentru ploieșteni, pentru pacienți, pentru aparținători un lucru. Din anul 2005 a fost prima dată când am parcurs primul meu master la Academia de Studii Economice Management Sanitar. În acest proiect al meu de masterat, acolo am discutat despre optimizarea infrastructurii de sănătate în județul Prahova. Eram director de SP și eram cel mai în măsură să cunosc situația din fiecare spital. Și împreună cu domnul profesor Popa, decanul de astăzi al Facultății de Management, am găsit niște soluții. Am discutat și cu cei de la minister, când am ajuns în minister după aia, în 2007, și concluzia unor experți, la vremea respectivă, cei mai buni în România, a fost că lucrurile așa trebuie făcute. Ei, pe baza acestor lucruri pe care eu le-am pus într-o lucrare care a fost publicată și nu e copiată, ca să nu avem alte vorbe, tot felul de cetățeni și-au dat cu părerea în diverse campanii. Pot să vă spun că și în campania unui primar, proiectul și necesitatea unui spital, al celui de-al doilea spital de urgență în Ploiești, mi-a aparținut în totalitate și tot ceea ce gândise fosta conducerea Consiliului Județean, nu actuala, despre mutarea secțiilor din Boldescu în Nord, tot o discuție de-a mea cu niște domni din conducerea Consiliului, când eram eu consilierul primarului, asta am uitat să o omit. Deci atunci le-am prezentat ceea ce noi deja făcusem, le-am arătat și un studiu pe care primarul Dobre, că de el e vorba, l-a plătit, un studiu care a costat 10.000 de lei, nu 200.000 de euro, un studiu scurt, clar și la obiect, care se baza pe realități. Povești putem scrie toți, 700 de pagini, 2000 de pagini, să proiectăm chiuvete și să desenăm, știu eu, niște inimioare pe tavan. Nu îmbunătățim starea de sănătate bună. Așa că am preluat anumite proiecte, le-am modificat, le-am optimizat, de acord, nu trebuie să plătesc taxă de copyright nimănui, că-s ideile mele vechi și ale colegilor mei. Doi, în sălile de operații, dacă vă arăt poze și filmă, nu o să vină să credeți. Așa l-am găsit în 2020, în noiembrie. Erau niște cârpeli pe văruială, niște mese legate cu sârmă, colegii știu, deci vorbim de niște lucruri serioase. Niște aparate, producție asiatică, ca să nu-și despre nimeni, asiatică, undeva în Marea Chinei de Sud sau Marea Chinei de Nord. Probabil că da, unele. Erau și lucruri de calitate, de care aveau mare grijă colegii mei, pentru că erau mai vechiuțe și să nu se strice. Erau și niște puține. Și tot felul de improvizații, inclusiv circuitul de intrare și al bolnavilor. Și am zis așa, domnule, începuse o reparație a secției de terapie intensivă, care nu se termina, s-a venit pandemia, s-a oprit. Am continuat și am făcut într-o săptămână terapia intensivă, care a COVID 100%, am făcut-o să arate curat și frumos, fără să terminăm lucrarea. Lucrarea am terminat-o în trecut. Pentru că nu aveam cum front de lucru închis, nu puteam să închidem 24 de ATI în pandemie. Doi, în momentul în care ne-a dat voie pandemia, am putut să venim cu niște oameni serioși să facem un studiu de fezabilitate. Pe baza studiului și a solicitărilor colegilor mei chirurgi, am zis că luăm niște aparate de maximă calitate și renunțăm la niște instalații vechi de purificare a aerului care consumau foarte multe materiale. Deci filtre costau 100.000 de lei pe lună să schimb filtrele. Astăzi sunt filtre moderne care se spală, se dezinfectează până la loc. Deci costă 0 lei sau cât e o picătură de detergent. Ei, astea sunt lucruri de bază. Nu vreau să spun că toate mesele de operații sunt făcute de o firmă suedeză. Sunt numărul 1 în lume, sunt cu spumă, cu memorie, e vorba de confortul bolnavului, masa se ridică, se lasă, un chirurg e mai înalt, unii mai mic de înălțime, lucruri simple, dar care costă bani. Și ne trebuiau bani. Aveam studiu, eram cu șefii de secție la chirurgie și cu șef lucru operator, bă, de unde luăm bani? Ne-am dus și noi, ca românul, la cerșit, la Consiliul Județean și la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății a livrat anumite aparate, de exemplu, dotarea, visul doctorului Soare să-și doteze, și al colegilor de neurochirurgie, să doteze peste Bagdasar secția de neurochirurgie, s-a întâmplat. Ultimul aparat, și e premieră ce vă spun, este un robot operator pentru neurochirurgie. O să-l vedeți, o să vă invit,
împreună cu colegii mei neurochirurgi. Ca să nu mai povestesc despre experiența celor, celor doi domn doctor, domnul doctor Soare și papa Cocea. Exact. Ei, acest robot e ultima mea, dar între timp, chirurgul operează și se uită la un ecran 4K, să nu știe neuronavigație. Deci vede în timp real RMN-ul bolnavului. Aparat cu braț O, exostom, ați văzut avioanele NATO, mici din cap, mișcă și vede imaginea pe coloană. Exact, tot cum felul, vedem în tot filme. Felul de, o să vedeți, acum completăm, le mai trebuie o sală, nu știu cum să așa vor opera medicii de la neurochirurgie. Nu, așa operează. Așa operează. Robotul urmează să facă curs, pentru că trebuie un curs și trebuie să dobândești manualitate. Este un robot pentru operație pe coloană. Dar astăzi, când vorbim cu dotarea existentă, până dăm drumul la roboțel, dacă dumneavoastră aveți o hernie de disc necomplicată, acum 5 ani, să spunem, trebuie să stați 3-4 zile în secție. Și poate și 2-3 zile înainte să faceți RMN. Celebra examinare ca să vadă exact care bucățică de disc vertebral, unde s-a dus și ce influență asupra nervilor și ce dureri vă dă. Bun, nu vă doresc lucrul ăsta. Eu am avut, am scăpat fără operație, o discopatie, e groaznic. E un lucru foarte frecvent. E un oraș industrial, e un județ industrializat, oamenii ridică greutăți sau stau în diverse poziții și atunci se întâmplă hernia de disc. Ei, am prieten, a recomandat să vin aici din București, pentru că la Mânau, la Sanador, unde și costă... De obicei de la noi plecau la... Nu, 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 prietenul meu din București, o să-l aduc și în emisiunea dacă nevoie, și unul din ei, sunt mulți. Dar ultimul de care mi-aduc aminte... M-a întrebat dacă am vreo pilă la Sanador. Bă, am pilă la Sanador. Să nu mai spunem numele, că fiind, mergem împreună la contabilitate. Nu. Hai să spunem la un spital din București. Da. Dau un exemplu, pot să le dau pe toate. Și atunci toată lumea e liniștit. Deci, din rețelele private. Unde sunt convins că sunt condiții la fel ca la noi. Problema este că era vorba de programare. Și zic, dom'le, vină mâine. Mâine? Mâine. A venit. Seara era acasă operat. Probabil că nu i-a venit să creadă. Nu. Venind din București, adică dacă venea de la Vălem, poate credea. Era. Da. E, alt exemplu. Sunt două județe limitrofe care au câțiva neurochirurgi. Noi, din fericire, și mă închin, am suficienți cât să acopăr și linia de gardă, chiar dacă presiunea și volumul de muncă pe ei e foarte mare, astfel încât asigurăm ca un spital regional operații și consulturi neurochirurgicale pentru Dâmbovița și Buzău. Dar pentru doctorul Soare și pentru aici am văzut pacienți din Giurgiu, pacienți din Vrancea. Nu știu dacă e zonă turistică Ploieștiu, că din păcate orașul nostru... Unenea Iancu, domnule. Da, da, orașul doctor. Nostru în ultimii 4 ani nu prea a evoluat ca să atragă turiști. Atrage turism medical însă. Și asta vreau să spun. Eu pot să scot documente, alții pot să spună povești. Eu pot să spun documente. Oameni din alte județe, care sunt tratați de colegii mei, numele lor pot să-l spun, de Oprea, de Albu, de Papa Cocea, de alți colegi, și care sunt mulțumiți pe acasă. Dar nu-s din Ploiești, nu-s din Prahova. Și atunci, ce trebuie să mai facem noi, toți care lucrăm în administrarea unor unități sanitare sau administrarea unor unități administrativ-teritoriale, să spunem? Să continuăm pe drumul bun care l-am pornit, pentru că lucrurile bune aduc mulțumirea oamenilor. De asta, imaginea spitalului. Puteam eu să vin la dumneavoastră la televiziune de 3 ori pe zi. Dacă nu se întâmpla nimic la județean, sunt convins că comentariile ar fi fost la fel de acide ca înainte pe toate rețelele socializare. Domnule doctor Nica, dar mai devreme când vorbeați de roboțel și de ce ați achiziționat până acum, spuneați și că mai aveți nevoie de o cameră. Pentru ce anume? Păi, eu vreau să, în primul rând, înainte de acea cameră, aș mai... Vă dați seama, am multă tehnică în sel de operații proiectate în 75. Și atunci, am găsit și soluția. Există, din păcate, și patologia oncologică cu soluții chirurgicale pentru vindecare sau prelungirea vieții pacienților și pacientelor. Maternitatea din Ploiești, gândită pentru 500 de gravide, mama și copilul, sau ca bloc materno-infantil, pe modelul IOMC, are spații disponibile, pentru că rata nașterii a scăzut, numărul de cabinete private în relație cu casa de asigurări a crescut și atunci și adresabilitatea acestei unități nu mai este cea din anii 80 când a fost proiectat. Atunci, etajele care nu sunt locuite, plus cantina, pentru că devenind parte a spitalului județean, alimentația se trimite pentru bolnavi de la noi. Să eliberăm niște spații. Unde facem? O zonă de imagistică, o zonă de chirurgie oncologică a femeii, dar nu numai,
Asta înseamnă că vor apărea niște săli de operații. Pentru că eu nu am cum să reproiectez clădirea din Găgeni din 1975, să-i adaug, știu eu, un container pe doi stâlpi, aia e sala de operații. Nu pot să fac așa ceva. Au făcut-o în țară, mi se pare ridicol. Și atunci pot amenaja sala de operații. Odată cu asta, atenție, eu discut de o posibilitate care e o certitudine, o să vă spun de ce. A doua chestiune care trebuie rezolvată, saloanele erau gândite ca în anii 80 de comuniști. Aici e salon de gravide, undeva la 30 de metri e toaleta. Femeia e operată, cezariană. Și se duceau ținându-se de burtă, ceva îngrozitor. Și atunci o să fac grupuri sanitare și saloanele de 2 sau 3 paciente. Și ruminghin. Practic spațiul... Și ruminghin. Pe același spațiu, pentru că numărul de paturi în relație cu casa sunt 200 și ceva. Dar spitalul, în teorie, are 500 de paturi. Și setaje goale. Și demisolul unde era cantin. Ei, și facem altă chirurgia femeii, îmbunătățim condițiile prin compartimentare și construirea unor grupuri sanitare cu rețelele, verificăm cu ocazia asta și înlocuim toată instalația electrică, curent star, curent slab, vedeți că am început să învăț toate trăznăile, mai mult mă duc pe șantier dacă sunt doctor. Și în condițiile astea o să fie o unitate de elită și sper să-i creștem și rangul. Acolo se țin cursuri ale facultății Carol Davila, în sala de raport. Da? Și de unde bani? De la PNRR. 40 milioane euro. Prin BEI împrumut prin PNRR. Accesat de noi împreună cu Consiliul Județean, suntem în licitație. Nu suntem la capitolul SF. Suntem în licitație, mai durează vreo lună de zile, o lună jumate, până se termine evaluarea. Dacă Doamne ajută, n-avem contestații, probabil la toamnă se lucrează. Cum de altfel nu ne-am așteptat să vedem că la noi în Ploiești se fac cursurile universității care s-a întâmplat într-un timp. Astăzi îmi scria o doamnă cadru didactic universitar, care este moașă la noi în Spitalul Județean și care o să mai facă și niște studii clinice și îmi cerea aprobarea, bineînțeles. Iar conducerea Universității Carol Davila dorește ca în anul următor să încercăm să avem și o clasă de studenți la învățământ medical de 3 ani pentru kinetoterapie. Este mare nevoie, eu am angajat cât am putut, cât m-a lăsat legea și bugetul, și pentru neurologie, și pentru neurochirurgie, și pentru ortopedie, și pentru boli interne, și pentru cardiologie. Cei kinetoterapeuți care să facă mobilizarea pasivă, mobilizarea activă a bolnavilor după un accident sau după o altă patologie. Ei, și vă mai dau o veste. Tot în curând am terminat de semnat toate contractele. 6 milioane de lei care le-am luat de la Ministerul Sănătății, tot prin PNRR, 6 milioane de euro, pardon, și care înseamnă așa, gestionarea deșeurilor, transformarea anumitor deșeuri medicale în deșeuri nepericuloase, în deșeuri municipale. Instalație pentru prevenirea infecțiilor nozocomiale. Sunt tot felul de roboței, cât am vrut de ei. Avem unul deocamdată, cumpărat de OMV Petrom, și care face sterilizare. O să luăm mai mulți. Am semnat contractele în curs de livrare. Echipamente de laborator pentru depistarea oricărei, inclusiv tehnologia Malditov. Asta înseamnă că nu mai stai 2 zile la o antibiogramă până crește pe plăcuță microbul. Să știi ce antibiotic să-i dai adultului sau copilului de la boli infecțioase, copii de la noi, ci durează 15 minute. Deci astea sunt realități. Sunt lucruri esențiale și... Da. Ambulatoriu. O să vedeți probabil tot în curând și credeți-mă, nu are... N-am tras de timp, cum fac alții când asfaltează în campanie, mai bine sau mai prost. S-a nimerit ca o licitație să dureze atât cât a durat. Se termină și montarea liniilor telefonice și a instalațiilor internet și Wi-Fi, care va fi gratuit pentru populație. În ambulatorii de specialitate s-au făcut și probele la lift. O să vedeți, o să vă invit să filmați cum trebuie să arate un ambulatoriu de specialitate. Și policlinica spitalului, acolo unde sunt peste 100.000 de oameni care vin în fiecare an. Și care înainte totuși stăteau destul de greu. Și v-am spus că am 20%, dar am zis să discutăm lucruri cât de atât importante. Ah, și încă unul, stau și aștept cu multă încredere pe baza studiului de fezabilitate pe care o reputată firmă care a mai proiectat spitale la Cluj și la Oradea și a câștigat și la noi licitația, a terminat mutarea în integralitatea secțiilor din Boldescu. Undeva pe terenul luat de Consiliul Județean în spate. Studiul de fezabilitate este gata,
Am transmis opinia noastră către Consiliul Județean, se lucrează la caiet de sarcini și pornim procedura. Dar mai am nevoie de un document și pe această cale, în momentul în care se va depune documentația, poate nu se mai întârzie atât de mult, autorizația de construire. Pentru că avem nevoie de așa ceva. Eu sper că documentația va fi dincolo de orice bănuială care avea vreo eroare în ea, dar, cum bine știți, am mai avut necazuri și am mai ieșit în presă când, pentru anumite investiții făcute de Consiliul Județean pentru spital, validate, dacă vreți, politic, de toți, dar toți, consilierii județeni, până la unul, s-au întâmplat... De toate culorile și de toate doctrinele... Cu urbanism obținut cu tot, la autorizație, mai vrem o hârtie, mai aduceți un dosar, o șină, o glumă. Sper ca tot să gândească, să citească legea cu atenție, nu zic să nu o respecte, să o respecte în spiritul și litera ei, dar haideți să nu mai căutăm chichițe în momentul în care se dorește o investiție pentru sănătatea publică. Da, asta e o rugăminte care o adresez celor îndrept. Pe noi birocrația ne... Din păcate. Din păcate. Domnule doctor, avem un nou UPU. Cum se desfășoară activitatea strict pe acest lucru? Deocamdată într-un tronson pe care l-am inaugurat mai de mult. Și într-un timp foarte scurt depinde niște probe tehnologice la echipamente, pentru că UPU nu înseamnă pereți. Adică pereții noul UPU și este în renovare din cel vechi, pe care din știam. Cel vechi care se măcina milimetru cu milimetru, au rămas doar acei stâlpi la de care susținut. Experții au spus că pot fi consolidați și acoperiți. S-au mai făcut niște modificări esențiale de structură și circuite și practic s-a turnat și o altă șapă. Știți că era problema, s-a turnat cândva greșit șapa, tot dădeam. Acum va fi o șapă și peste ea va fi acel tarchet modern și pe pereți ridurit. Sunt niște materiale speciale care nu rețin microbi. Va arăta așa cum arată și tronsonul dat în folosință. Și vom avea un UPU cu totul așa de cu totul. Mare, major, eu intenționez să dotez și niște săli de mici intervenții, astfel că dacă cineva vine cu o tăietură, cu o zgârietură, să nu mai urce plasticianul în sală. Pentru că anumite mici intervenții, două fire, dacă ai căzut cu bicicleta, ți le punea chirurgul jos în UPU. Dar dacă aveai, de exemplu, o rană la față, te rua plasticianul sus în sală. Vreau să amenajez pentru astfel de mici intervenții, pentru ortopedie, pentru entorse, luxații, poate și pentru mici intervenții la fracturi, niște săli de operații sau pentru cei care au, să spunem, o infecție, sălile septice, ca să nu mai plimb în spital. Omul să-și facă datoria acolo, omul meu, iar pacientul să scurteze timpul ăla care îi nebunește pe toți. Și aici vreau să fac o precizare. Oricât m-aș strădui și oricât de mult aș optimiza circuitele în spital, o tomografie cu contrast tot 40-45 de minute durează și aproape o oră cu interogatoriul dinainte, la familie sau așa, alergii și alte probleme, și cu pregătirea bolnavului înainte și după. Asta ca să explicăm vin, orele de așteptare. Exact, de vine cu pacientul respectiv, medicul, se fac tomografii în valoare de 4 miliarde pe lună. Costul este 4 miliarde. Nu pun uzura aparatelor, că nu pot cuantifica. Vorbesc de consumabile, salarii și costul interpretării. Pentru că nu putem cu câțiva medici să facem interpretări. Am mulți medici din afară care sunt pe calculator, teleradiologie. Tocmai ca să scurtăm timpul. Că înainte, acum 3 ani de zile, când nu comenta nimeni, sau 4 ani de zile, făceai tomografia și era rezultatul a doua zi. Sau a treia zi, în funcție de cât putea să proceseze medicul radiolog care era de gardă. E, acum medicul radiolog face de gardă, face ecografii, radiografii, iar cel care e online, care este la distanță, interpretează tomografia. Și vin, din păcate, oameni care, după un sfert de oră, țipă pe acolo, strigă și spun, dom'le, mai durează mult? Păi la tomografie, păi și cât durează? Le spun eu, o oră. Dar dacă te-ai lovit la cap, stai, nu e plăcut să stai, să aștepți ce se întâmplă cu o rudă care e lovită la cap. Dar știi exact ce se întâmplă cu ea. După o oră, oră și ceva, o să vină un medic să le spună că se duce pentru operația la chirurgie sau că n-are nimic și va pleca acasă. Cam asta e tot. Știți care este ideea și eu o spun de fiecare dată, având în vedere vastele intervenții pe care le-am avut și știrile filmate. Le spun, domne, da, într-adevăr, e loc de mai bine tot timpul și avem anumite nemulțumiri, că s-au întâmplat unele lucruri pe care dumneavoastră le-ați acuzat, chiar și dacă erau reprezentanți ai unităților medicale, cum a fost la Spitalul Movila, când s-a întâmplat nefericitul eveniment cu bătrâna. Acum dar... este o vină individuală, așa cum asta a spus. Spun. Îmi pare rău că o spun, dar
Acolo sunt mai multe probleme, dacă vreți să detaliez cât de scurt pot. Pentru că există o anchetă a parchetului în curs și n-aș vrea să dau detalii care poate domniile lor nu vor să le. Dar ceea ce știu eu este că eu am încheiat cercetarea administrativă și am luat măsurile radicale permise de regulament, cu destituiri, cu comisie de disciplină și înaintarea unui dosar de, e un termen juridic, iertați-mă, sunt medic, nu jurist, adică ne-am constituit parte civilă. Adică, da, din punctul de vedere al administrației spitalului, sunt niște probleme care țin de persoanele respective, deoarece instruirea se făcuse, au avut două instruiri cu ISU. ISU a venit a doua zi și nu ne-a dat amendă. Adică să înțelegem că pompierul și asistenta au fost destituiți sau au primit anumite sancțiuni? Sunt măsuri care le-am luat noi administrative și alte măsuri care e posibil să le am alte structuri, care eu nu pot să le comentez. Și asta spun, până una alta e spitalul de care avem nevoie. Și mai bun sau mai rău, dar eu zic că e mai bun. Păi, și nu zic eu lucrul ăsta. În eu care am... trebuie să avem încredere că se am schimbă feedback. Lucruri. Vă dați seama, nu numai că se schimbă lucruri, dar să încercăm să facem ce trebuie. Că asta, cum să spun, Spitalul Județean de Urgență Ploiești are 8 sedii, din care 6 cu paturi. Asta înseamnă costuri destul de mari pentru transport. De-aia vreau să-i aduc pe toți. Să rămână, să spunem, 3 sedii. Un sediu unde așteptăm ultimul aviz și autorizația ca să începem să construim. E terminată licitația, să construim, deci nu să proiectăm, nu să desenăm. Nu să de la nord, zici, e vorba, nu, este vorba de bună vestire. Era maternitate pe vremuri, e psihiatrie și gastro, nu, releu e Poboldescu. Psihiatrie, gastro, dermatologie, da. Hematologie și diabet. Astea sunt secțiile care funcționează în bună vestire. Ei, spun ceva, eu într-o lună încep să sap, sau două luni. După autorizație, pentru că e o scurtă organizare de șantier. Acolo este consolidare, că vorbim și colegii noastre vorbesc de spitale cu risc seismic. Și acolo aveam o expertiză care îmi sugera consolidarea, fără să-mi încadreze în riscul 2, sau cel mai mare, dacă este. Și cu toate astea am accesat niște fonduri de la Ministerul Dezvoltării și lucrările încep anul ăsta. Și acolo va fi și o unitate modernă de gastroscopie și de duodenoscopie, deci tot pentru pacienți, dar revin la ce am spus. Vă dați seama, eu administrez, manageriez un oraș. Spitalul e ca un oraș, are 3.000 de angajați și 1.000-1.000 și ceva de pacienți de la o oră sau o zi, noi născuți în maternitate, până la pacienți vârstnici din secțiile respective. Și asta înseamnă că ai probleme care uneori te copleșesc. Dar am reușit să fac o echipă. Și făcând o echipă, poți să le gestionezi. Când nu poți să faci echipă, când te ceri cu toată lumea, sigur nu reușești. Și eu, calitatea asta, poate, nu mă laud, dar o știți și noastră și alții, că reușesc să mă împac cu toată lumea și n-am ținut cont dacă un om e bun, în ce partid e sau ce religie are sau ce culoare a pielii. Și important este să-și facă treaba. Apropo de acest răspuns, domnule doctor, faceți parte din comunitate. Ce credeți că îi lipsește acestui oraș? Din punctul dumneavoastră, ca cetățean, ca nu ne ajunge emisiunea. Și chiar nu mai avem foarte mult timp. Atunci o să asta e o ultimă întrebare. O să încep să condensez. O să încep prin a spune că în primul rând îi trebuie o persoană care să fie lider și care să conducă, să administreze, să-și conducă echipa, că nu conduce orașul. Un primar nu-și conduce orașul. Un primar își conduce echipa. Acasă depinde, soțul sau soția, unul conduce. Dar orașul este administrat de primar care conduce o echipă, compusă din subalterni. Și la fel, acest primar cu echipa lui tehnică, pe care legislația noastră simpatică o denumește executivul primăriei sau aparatul tehnic, asta că tot au zis unii că nu mă pricep la administrație, dar am lucrat decât 30 de ani în ea. Asta e. Să aibă capacitatea să prezinte aleșilor locali, legislativului, micului parlament al municipiului Ploiești, niște proiecte pentru oraș care să aibă o bază factuală și o bază în populație suficient de bună. Asta înseamnă să nu ne norocim pe nimeni. Dau un exemplu simplu. S-a discutat că, dom'le, hai să dărâmăm 7 etaje să vadă catedrala. Dar pe oamenii a întrebat cineva? Că unde să mută? A, le pui un bloc nou la dispoziție, poate veneau ei de... Dar nu știu dacă... Nu sunt alte idei. Și eu am un concept de la care o să
pot porni o mulțime de lucruri bune pentru oraș și aici pot să vă spun ce trebuie făcut. Trebuie să gândești absolut tot în cheia regenerării urbane. Sunt două exemple. Regenerarea urbană în București, de exemplu, din circurile foamei s-au făcut mall-uri. S-a dat o funcționalitate civică unor spații imense construite. Rămân și în București destul de nefăcute. În alte orașe la fel. E, la noi văd o singură regenerare urbană, dar e o chestie privată și nu știu dacă de primăria vreo treabă. E vorba de zona unde erau halele Uzinei 1 Mai și unde astăzi este un mall. Da? Ei, regenerarea urbană înseamnă și a recupera niște spații, niște terenuri virane, că-s multe, și a le înverzi, a le transforma în zone de plimbare, de agrement eventual și cu un scop în sine, că degeaba ai parc la vest, dacă în afară de doi care fac liniuțe cu mașina, nu se întâmplă nimic acolo. Acolo trebuie să existe sala de spectacole, trebuie să existe unități de cazare, unități de alimentație publică. Da, din păcate noi cei cu copiii ne este destul de greu să mergem. Ca să este un pic de umbră. S-a greșit. Este un singur parc care, de Doamne ajută, e vorba de parcul Bucov. Și acolo ăla e destul de departe, mai ales în anumite ore când se blochează podul Dâmbărească. Ei, da, pentru că toată lumea trage acolo. Exact. Centrul orașului unde e. Umbră. Asta vreau să știu și eu, unde este centrul Ploiești. Nimeni nu poate să-mi spună. Unii zice, bă, nici Roma n-are centru, nu are vreo 8. 7 coline plus Coloseum. Deci Ploiești nu are centru. Care e centru? Care este downtown-ul nostru? Unde ne străduim? Am văzut o chestie într-un oraș din Suedia, se numește Malmö. Mă iertați. Ei n-au avut în ultimii 200 de ani o zonă medievală. Dar au găsit tot felul de desene de proiecte și au făcut o zonă medievală, unde bei bere pe butoaie, clădiri ca la Sibiu. E făcută în anii 2000. O să începem, domnule doctor, într-o altă emisiune și sunt convins că și colega mea, Alina, va fi de acord cu mine să discutăm despre această idee. Dar eu vreau să vă întreb ceva. Așa, nu știu, dacă într-o perioadă anume, nu foarte îndepărtată, ați fi nevoie să plecați de la spital și să vă duceți să... Apropo de ce ziceați, că manageriți orașul acesta numit spital, cine va conduce toate aceste idei sănătoase? Avem siguranța că rămâne cineva cel puțin la fel de dârz ca dumneavoastră? Deci, vă mulțumesc frumos pentru aprecieri. Sper să fiu una sentimentul majorității proiectului, dar eu nu am această calitate de a fi îngrupat și de a spune că dacă am plecat eu, să dărâmă tot. Nu, eu cred că în câțiva ani de zile, aproape 4, am construit o echipă care e la curent cu absolut toate lucrurile bune care s-au întâmplat și cu proiectele care încă sunt în derulare și care poate prelua cel puțin la fel de bine ca mine, dacă nu mai bine, toate ideile și să continue realizările. Mai mult decât atât, cred că șefii secțiilor medicale și chirurgicale din județean sunt oameni atât de serioși încât oricând pot ocupa orice funcție în spital. Dar nu asta este important. Important este să lași o amprentă. Și asta mi-a plăcut, să ajut oamenii. Dacă nu-mi plăcea, nu-mi făceam medic. Asta pot ajuta oamenii. I-am ajutat la mediu, i-am ajutat la protecția consumatorilor, i-am ajutat în alte situații. La DSP? La DSP nu mai zic. Și atunci, dacă eu pot ajuta oameni și mă duc în altă parte, eu sunt liniștit, mai am destui ani până la pensie, că unii mă văd mai bătrân decât sunt, și dacă e, se mai poate prelungi. Dacă e vorba de o funcție de demnitate publică, nu prea depinde de pensie. Nu știu care va fi viitorul. Eu sperăm să fie unul bun pentru cei care cred în mine. Să dea Dumnezeu. Din păcate am ajuns la final, domnule doctor Nica. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și vă mulțumesc. Am făcut o radiografie atât a sistemului medical din județul nostru, cât și a unor probleme administrative pe care oameni cu experiență în management le cunosc foarte bine. Așadar, am avut de discutat aspecte serioase pe care le-am lămurit în seara aceasta. Ne vedem la următoarea ediție a emisiunii cu subiecte la fel de interesante. Încă o dată, domnule doctor, mulțumim pentru prezența. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Rămâneți cu noi.